unde ne-am întors în direct la Jurnalul de Agricultură. Domnule Buzescu, am văzut că agricultura românească este de 3 ori mai neproductivă decât media din Uniunea Europeană. Și evident acest lucru ne afectează, mai ales când vorbim de export. Poate am putea să discutăm altfel și prețurile, pentru că în fiecare an fermierii se plâng că sunt nevoiți să-și vândă marfa la prețuri derizorii, spun ei, traderilor. Bine, aici ar fi și problema stocării, pentru că nu avem silozuri în care să depozităm marfa. Pe de altă parte, ministerul spune că ar trebui să integrăm această producție, să nu mai vindem materie primă, ci să vindem un produs finit cu o plusvaloare. Toate aceste probleme ar putea fi rezolvate prin, sau unul dintre vectorii de rezolvare a acestor probleme ar putea fi cooperativele. Vedem că fostul ministru al agriculturii a lăsat, să zicem, moștenire acea lege pe care acele amendamente la legea cooperativelor, facilități fiscale pe care le-a propus tocmai în încercarea de a stimula, a stimula pe fermieri să se asocieze. Este cooperativa viitorul agriculturii și mai ales agriculturii mici, care ar putea duce și la dezvoltarea statului românesc? Aici mă leg de ceea ce spunea Laurențiu Baciu, președintele la PAR, spunea că cooperativele sunt pentru micii fermieri și nici de cum pentru cei care lucrează mii de hectare. Păi, sigur. Da. Da, are dreptate, domnul Baciu. Dar esențial este că cooperativa e o formă de organizare în rural veche. În Europa nu a dispărut, în Europa occidentală, câtă vreme acolo comunismul nu și-a făcut loc. Noi trebuie să refacem ce avea România până în 38 și asta am mai discutat. Este singura soluție de colectarea resurselor și de încurajarea activității în rural, câtă vreme țăranul român este atât de preocupat să supraviețuiască încât nu are timp să se angajeze la nimic. Deci cineva trebuie să ia frâiele. Și dacă există în teritoriu un fermier lider care ar putea să facă o cooperativă să sprijine din punct de vedere moral și material inițiativa asta, e mai degrabă că nu o va face, că se va ocupa doar de ferma lui, iar cei mulți și neajutorați sunt cum sunt astăzi. Da. Și atunci lucrurile astea trebuie forțate în sensul în care grupurile și primăriile, grupurile de acțiune locală și primăriile luminate încearcă să o facă, nu reușesc și vor trebui sprijinite. În ceea ce privește statistica la care s-a făcut referire, câteodată e mai puțin relevant, pentru că nu vorbim cu aceleași instrumente. Nu suntem, am mai spus-o, nu suntem într-o aceeași piață, doar la desfacere. La facere nu suntem în aceeași piață. Păi, dar tocmai asta ne afectează, că la desfacere, sigur, unde contează, de unde vin banii, nu putem fi egali și nu putem concura cu aceleași produse. Păi da, numai că mai sunt și alte aspecte la care trebuie să ne gândim. Când e vorba de calitatea produselor și de productivitatea la hectar, că și productivitatea la hectar nu e totul. Da. Știm, și calitatea. E, sigur, și atunci de aia spun. E bine să vorbim de niște comparații, dar cu reținere, cu măsură. Cooperativele sunt soluția recunoscută pentru a scoate la lumină o serie de resurse naturale și umane și de a schimba diverse domenii abordarea, astfel încât să devenim atractivi și pentru copiii noștri care au plecat. Dacă întrebi astăzi un țăran ce i-a adus Uniunea Europeană, îți va spune că nu i-a adus nimic, că i-a luat copiii. Și putem să continuăm discuția cu faptul că ruralul nostru a rămas fără lideri. Noi nu mai avem lideri care să preia frele și să fie câini de pază, ca să zic așa, și stăpâni, și să fie un model. Iar actualul... Trebuie să creăm aceste lucruri, să le recreăm. Și asta nu se poate face decât prin solidaritate, prin implicare la nivel național și prin integrarea resurselor. Și de sănătate, și de educație, de formare profesională. Acum dai cu turnul să găsești un mecanic, un tractorist sau un mecanic agricol și nu găsești. Chiar actualul ministru agriculturii se plângea că fata lui lucrează într-o companie mare în străinătate și orice ar face nu reușește să o convingă să vină în țară pentru că are un salariu bun și un nivel de trai care în România ar fi foarte greu de
accesat, să spunem așa. Păi, sigur că da. E complicat să vii în România și să n-ai drumuri, și să n-ai internet și să n-ai o serie de lucruri. Sigur că dacă am rezolvat aceste aspecte, am putea să începem să sperăm și să avem ce să oferim concret specialiștilor noștri care îți rămâneți plecați, fac o figură bună acolo, dar ar veni acasă imediat dacă ar avea lucrurile astea. Și atunci, platforma asta de dialog pentru dezvoltare rurală integrată e obligatorie. Eu, nu știu, mă așteptam să fie din România, dar a venit de la Comisie. Bine că e, de undeva. Domnule Cazacioc, de ce nu se, până acum nu s-au asociat românii, micii producători, pentru că sunt convins aveți contacte în această zonă și poate ați stat de vorbă cu ei. Mulți bat monedă, pedalează pe problema neîncrederii și a nostalgiei pe care o trezește cuvântul de cooperativă, nostalgiei din vremea comunistă. Bun, acum se mai schimbă generațiile, încercăm să aducem tineri în mediul rural. Vedem că tânărul fermier, măsurat pe PNDR, este cea mai accesată în momentul de față. Cum putem sau ce ar trebui să facem să-i convingem pe oameni să se asocieze? Măsurile luate de către fostul ministru sunt îndeajuns pentru a stimula această asociere? Mă rog, am putea să spunem ca pentru orice altă situație din viață că, sigur, toate la timpul lor. Care sunt cauzele? Eu nu sunt de acord cu acest mit care tot timpul este repetat, că e vorba de comunism. E o problemă de supraviețuire, să spunem, pentru că ai anumite elemente de context ca producător sau ca mici producători sau mici fermieri, ai niște elemente de context care te fac să cauți să obții cât mai repede bani, să ai un circuit financiar cât mai scurt, să stăpânești banii. Și atunci, dacă trăiești în această economie de pe zi pe alta, cu niște riscuri pe care ți le asumi într-un an și care, pe urmă, anul viitor s-ar putea să fie mai mari sau mai mici, depinde cum plouă și cum ai niște condiții de piață, te gândești la tine și mai puțin să te însoțești cu alții. Probabil că fenomenul de asociere și de cooperativizare, ca să-i spunem chiar așa, el va căpăta amploare pe măsură ce o parte din micii fermieri, micii producători, care deja au căpătat oarecare substanță după ciclul 2007-2013, în mod natural se vor reuni. N-are legătură cu comunismul, deci unul, că ei vor căpăta ceva chiar ca să poată să meargă și să meargă mai departe, pentru că astăzi am vorbit despre competitivitate și atunci ei așa pot accede la un nivel superior de competitivitate unii induse și o să explic la ce le folosește. Și în al doilea rând, mă rog, partea de reunire în cooperativă le rezolvă probleme legate de marketing, de lanț de distribuție care este dincolo în Amonte. Trebuie să își unească forțele pentru a pune la un loc niște lucruri la care nu renunță. Deci ei vor rămâne proprietari pe mijloacele de producție, pe pământ, pe teren, pe solul pe care îl au și pe utilaje, dar le vor pune la un loc într-un fel sau vor lucra doar ca să-și rezolve probleme de marketing, de publicitate, de branding, care sunt tot de competitivitate. Pentru că într-o economie care este oarecum dominată de o anumită rețetă economică și comercială, toată lumea vrea să intre în supermarket, dar comerțul modern acum acoperă 45% din ceea ce înseamnă distribuție și eu nu cred că el va ajunge mai sus de 50 sau 55%, să aici te întreb, bun, și restul, cum ajungi la consumator în cealaltă parte a distribuției de produs? Prin magazine de proximitate, care poate să fie tot de la ceilalți, dar altele, prin lanțuri scurte, există o măsură sau care va fi pusă la dispoziție 16.4, prin care se vor pune bani din PNDR pentru fermierii, ONG-uri și alte entități să se asocieze, să facă piețe locale, prin piețe alternative. Adică trebuie să se gândească într-un mod mult mai creativ că nu numai piața urbană, care oricum este căpușată, și nu numai retail-ul, comerțul modern este soluția. Și atunci, ca să faci diferența, trebuie să ai mai multă forță și mai mulți mușchi. Și atunci te aduni.
te aduni într-un fel că ai nevoie de depozit, ai nevoie de un pic de lans frigorific, ai nevoie să mai ții marfa un pic pe stoc, ai nevoie ca după ce an la rând doar ai cules merele din pom să faci niște borcane cu ceva. Mi-aduc aminte de acum 2 ani când lumea se plângea de supraproducție de castraveți. Dacă mi-aduc bine aminte. Da, da. Deci puteai, dacă ai fi avut un pic de viziune, sigur, e simplu de vorbit, că noi vorbim, să fi avut și ceva ca să bagi, să faci castraveți la borcan, că de fapt asta este una din soluții. Ai supraproducție, te duci repede în partea aia și adică asta e competitivitate, să ai cât de cât viziune pe grupul de lucru, da, de soluții care să te poți scoate într-un an în care ai prea mulți pepeni, prea multe roșii, prea mulți ardei. Trebuie să confirm, da. Vă rog. Vreau să confirm ce spune Tiberiu. Avem un teren la Râșnov, lângă Bran. Branul și Șimonul și zona aia se știe că e ocupată de niște fermieri de ăștia montani foarte individualiști așa și sunt separați, nu au fost niciodată asociați, deși a existat înainte de război, chiar și în timpul războiului până la un moment dat, exista centre de colectare lapte în Bran. Nu e vreo invenție. Și cred că a existat înainte să ia Regina Maria niște decizii pe acolo bune. Dar vreau să spun că ăștia tineri care au preluat exploatații de la părinți pe Vale, pe acolo, pe Bran, pe Șimon, Predeluș și așa mai departe, care până acum au lucrat și acum încă lucrează individual, de când e lansat nouul PNDR și își fac proiecte, schimbă abordarea și intenționează să facă pașii la care a făcut referire mai devreme Tiberiu. Deci lucrurile se schimbă, nu mai e vorba de comunism, e vorba de o nouă înțelegere a dezvoltării și iată că și la Bran se fac planuri să se înființeze cooperative. Chiar am fost invitat să particip la asta, având teren arendat către unul dintre ei, unul din producătorii prezenți pe la târguri. Bun, dar aceste cooperative, și aici în sud, și mă refer la cooperative chiar de cultură mare, s-au înființat, dar sunt multe înființate numai pe hârtie. Acum, dumneavoastră, ați putea fi un exemplu în acest sens la cooperativă, doar că, să zicem așa, glumind, aveți un singur minus care nu v-ar putea face universal, faptul că aveți împreună cu verii dumneavoastră. Sunteți tânăr, aveți cooperativă, păi a fost, da, dar ați făcut-o în familie, cum ar veni așa, și atunci este altfel. E un minus, dar e un lucru pozitiv care poate fi transformat într-un exemplu. Am avut curajul să facem pasul ăsta fiind în familie. Exact, dar altcineva, cum ar trebui, cât de mare ar trebui să fie o cooperativă ca să funcționeze măcar la început? Există vreun număr de membri? E destul de mare și dacă se implică numai fermierii mici, nu au nicio șansă. Deci, nu există. E foarte greu. E foarte greu. Eu am mai spus-o, cred că repet acum. Dacă n-am avea surse alternative de venit, noi, verii ăștia care am început, nu am face față. Nu poți să supraviețuiești acum, în condițiile astea, așa cum e piața astăzi, cu o cooperativă din prima. Păi și ce înțelegeți prin o implicare a fermierilor mari? Pentru că fermierii nu vor să te implici. Nu. Cel puțin cei din vegetal. Galurile să investească. Deci noi suntem o mână de oameni care am crescut și am trăit într-o comunitate la țară de când ne știm și am pus niște bani, că i-am avut. Dar cât sunt care au niște bani, care au avut? Nu sunt. Și atunci galurile cu fondurile pe care le au și sunt obligate până în martie 2016 să-și facă niște planuri serioase pentru cei 3 milioane de euro cât trebuie să investească, au de investit. Din cele 3 milioane de euro să-și facă o strategie, să vadă pe zona pe care ei activează, câte cooperative au nevoie să rezolve legume, fructe una, lapte una, marketing una, procesare de furaje una, că avem nevoie și de procesare de furaje, desfacem furaje pentru animale, cineva trebuie să le facă, nu le poate face fiecare fermier în curtea lui. Deci există niște mecanisme, sunt o serie de lucruri care trebuie făcute. Da? Și grupul de acțiune locală, din care fac parte și o serie de actori economici și primării, sunt o serie de proiecte deja implementate pe tot felul de măsuri de fonduri structurale, da, care sunt finalizate. Ele trebuie sinergizate. Camera Agricolă ar avea un rol important aici. Iar ce propune Comisia prin platforma asta e
Deci vedeți, obligatoriu, e obligatoriu. Trebuie să deci vedeți în acest moment ca pe lângă această lege a cooperativelor să fie o mai mare implicare în acest domeniu și a galurilor? Ar trebui să se concentreze da, mai da, mult, pentru că au fonduri, au experiență, au acces la informație. Există deja o serie de strategii de abordare apropo de protejarea produselor și de dezvoltarea culturii locale. Mi-aduc aminte că am vorbit în nenumărate rânduri în cadrul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală de patrimoniu cultural, material și imaterial pe care comunitățile noastre rurale trebuie să-l folosească, să-l scoată la lumină, să-l includă în toată campania de... Poți să faci dezvoltare rurală dacă te ocupi numai de un produs, brânză și ou. Acolo ai turism, ai o serie de resurse naturale care pot fi puse în valoare. Sunt o serie de valori istorice și culturale care pot fi folosite în abordare. Poți să creezi povești pentru fiecare din... Bun, dar aici chiar ne întoarcem la infrastructură și ce ar însemna pentru satul românesc să se dezvolte, pentru că acest agroturism în jurul, care s-ar putea crea în jurul unui astfel de produs, cere mai multă organizare. Că am văzut și ce spunea ministrul Achim Irimescu și ministrul Vasile Dâncu, că statul românesc este mai mult sprijinit de străini, ca și imagine mă refer, decât de autoritățile din România, cel puțin până acum. O mai mare imagine o face prințul Charles și cu camarila sa decât ar trebui să facă Ministerul Turismului sau cei care au în subordine acest lucru. Ce avem noi de făcut și ce merită satul românesc este un demers extrem de important și de greu de făcut. Nu e ușor deloc. Este extrem de complex. Iar valorile pe care le avem aici, în ruralul românesc, având în vedere că suntem cea mai mare comunitate rurală vie din Europa, sunt niște resurse extrem de valoroase pentru Uniunea Europeană și sunt recunoscute. De aceea suntem băgați așa în seamă de turiști care vin și se uită la natură. Noi nu ne dăm seama de valoare, că noi trăim aici. Dacă am ieșit toți într-o masă critică în Europa să vedem cum arată natura conservată, dar nevirgină, am înțelege ce înseamnă virginitatea și am pricepe de ce plâng englezii și olandezii și să vin în România. Domnule Cățacioc, spunea ministrul, cred că Achim Irimescu, dacă nu mă înșel, astăzi că, de exemplu, Poloniei, un exemplu cu care suntem obișnuiți la toate domeniile, cel puțin agricultura, aproape toate, ne este dat exemplul polonez ca un exemplu de bune practici. Însă spunea, apropo de această comunitate numeroasă din mediul rural, se referea de această dată la fermieri și spunea că pentru plățile directe Polonia are undeva la 1.200.000 de fermieri, în timp ce România a scăzut sub această cifră. Spunea el că este un lucru negativ. Pe de cealaltă parte vin marii fermieri precum Laparul, Laurențiu Baciu sau cei din industria alimentară și aici, de exemplu, Dorin Cojocaru, președintele Aprilului, care a spus, doamne, avem prea mulți fermieri mici și risipim banii din aceste subvenții pe ei care nu creează, nu aduc o plusvaloare, nu produc pentru piață, așa ar trebui să le dăm o rentă viageră, să-i trimite undeva la Ministerul Muncii să aibă o anumită bază de supraviețuire, iar fondurile mari ar trebui împărțite celor care vând produsul la piață, creează o plusvaloare. Asta este o dezbatere care e, să zic așa, pe agenda publică mai mult sau mai puțin vizibilă de vreo 3 ani. Cu alte cuvinte, să deplasăm această nevoie de susținere către ajutorul social pentru micii fermieri și să punem banii noștri și ai Uniunii Europene în partea elaltă la cei care ar avea nevoie doar de un pic de impuls și pentru a crea valoare adăugată. Este un punct de vedere. Întrebarea pe care mi-am pus-o după ce la un moment dat cu câțiva ani în urmă un ziarist a trecut în revistă chestia asta,
e vorba de Petre Bădică, mi-a zis, bun, doamne, dacă modelul ăsta al micilor fermieri nu este viabil, de ce nu dau faliment? E ceva care ne scapă din modelul ăsta economic, pentru că și astăzi, de exemplu, discutam pe niște indicatori pe care îi prezentau cei de la Institutul Național de Cercetări Economice, care spuneau ceva de genul 24% forță de muncă angajată. Dar atenție, noi măsurăm numai ceea ce apare în statistici. Noi măsurăm numai contractele de muncă care sunt înregistrate. Noi măsurăm pe micii fermieri numai după ceea ce apare în contabilitate. Dar, de fapt, noi nu măsurăm într-un mod anume, adică printr-o cercetare, ceea ce nu e măsurabil. Dacă, într-adevăr, banii pe care îi deplasăm către micii fermieri nu are sens, de ce noi, nu știu, exagerez, de ce noi vedem pe stradă, căzuși pe zoși, leșinați, adică un model economic falimentar. Aici înseamnă că pe cale de consecință funcționează ceva în modelul lor economic. Sigur, că o fi vorba de nefiscalizare, că o fi vorba că vând cantități mici, că o fi vorba că o parte mănâncă, o parte vând, dar micii fermieri, hai să încercăm să deplasăm problema dincolo în planul social pe această gândire de care a vorbit mai devreme, banii într-o parte și nu în cealaltă. Păi, micii fermieri, hai să facem o socoteală într-un fel, nu știu, așa, din mintea noastră, cam câte locuri de muncă, câți oameni ocupă ei. Bun, sunt pe subzistență, bun, sunt două, trei persoane la o fermă mică, da? Dar aia fac ceva. Deci muncesc, vând o roșie, vând un cartof, mănâncă ei. Dacă noi mâine am spune, lasă-i să moară și să dispară, să moară sigur, metaforic, că nu o să moară, că nu e vorba despre asta, și să-i facem să dispară, duci banii în partea alaltă, unde sunt ferme mari și acolo se creează probabil 4.000 de locuri de muncă pe toată țara și în partea alaltă sunt, cum am spus odată acum câțiva ani, câteva milioane de locuri de muncă care teoretic ar trebui să dispară peste noapte și să-i transfer pe oameni în asistență socială. Eu nu înțeleg chestia asta. Cum să-i transfer pe ea în asistența socială? Pentru că vor fi o povară și mai mare sau, cu alte cuvinte, dă-le un minim și lasă-i să dispară într-un fel sau altul. Și acești oameni aduc un beneficiu societății, pentru că noi uităm un alt lucru. În receta dezbatere legată acum de așa numita Comisia Părților la COP21 la Copenhaga, a fost unul dintre punctele de discuție puse de societatea civilă pe masă, a fost că, de exemplu, și lanțul de producție de alimente de tip industrial este unul dintre poluatorii acestei lumi în care trăim. Spre deosebire de o agricultură pe scară mică, care poluează mai puțin. Hai să ne gândim care sunt efectele dacă eu bag banii în agricultura industrială și care sunt efectele pentru mediu, pentru sănătatea noastră, dacă bag banii în micii fermieri și îi duc pe aceia într-o zonă de competitivitate cu produse de calitate. Bine, sunt mulți care spun că micii fermieri nu au tehnologia necesară și nici nu au cunoștințe și sunt mulți care din contră fac mai mult rău pământului pe care îl folosesc otrăvindu-l atunci când nu știu tehnologia. Să nu generalizăm, că nu au bani săracii să meargă să-și caute un serviciu, deci să chine să facă ceva cu pământul ăla. E o formă de provocare. Există și situațiile astea, dar nu e cazul să discutăm. În orice caz, e un subiect, dacă ai terminat, Tiberiu, da. E un subiect tranșat. Eu mi-amintesc că l-am discutat în nenumărate rânduri și la comisie și la Bruxelles și în tot felul de întâlniri în ultimii ani de zile. Noi acum două săptămâni, sau săptămâni am auzit această discuție. Păi e o teză discuție veche depășită. Păi e depășită în primul rând pentru că politica agricolă comună... Încă se dezbate aici. Păi unde se dezbate, că e deja de anul trecut aprobată și de Comisie și de Consiliu și de Parlament. Da, nu acest lucru. Faptul că este ce ai făcut prost în acest PNDR. Păi se dezbate pentru că copilul mare cum merge Mercedes și elicopter, de aia se dezbate. Că eu am doi copii în grădină, da? Am unul mare cu Mercedes care a făcut școală și a pus mâna pe cultura mare și are nevoie de benzină scumpă și de reparații scumpe care Mercedes. Și am unul acasă care stă cu găinile, rațele și cu o țără de ceapă și pătrunjel. Da? Și ăla mare zice, nu-i de-a lua la mic, că la mic și așa, stă, nu face nimic. Că mă duc eu și vreau eu benzina și reparații la Mercedes și să-mi iau și un elicopter dacă se poate, că vă duc eu un sac de grâu și unul de porumb la toamnă. Păi n-a rezolvat nimic, că mi-am pierdut diversitatea naturală din curte, dacă nu se ocupă ăla mic de ce are de făcut. Deci e o teză depășită asta și e depășită științific. Cele trei obiective fundamentale ale politicii agricole comune, și nu vorbim de Europa acum, vorbim de bun simț. Sunt din punct de vedere economic, social și de mediu.
Și este stabilit științific că se împart proporțional, 33% fiecare. Deci aici nu mai e discuție, că e mai important economicul decât socialul, că e mai important competitivitatea decât economicul, sau nu. S-a stabilit științific la nivel european că ele trebuie abordate simetric, 33% fiecare, ca pondere în punctaje. Da? Păi dacă eu trebuie să am grijă și de social, și de mediu, și de economic atunci când fac dezvoltare, subiectul ăsta este depășit, obsolet, cum zic americanii, este obsolet. Sigur că domn Cabaciu este mandatat de cei mari să spună nu ne ajung banii, vrem mai mult, lăsați-i pe aia să moară. Dar și industria alimentară, să vă spun același lucru, o săptămână aici, de asta vă spun. E de înțeles, adică nu, sigur că e normal să-și apere interesele. Să-și apere interesele, ne avem argumentele noastre. Și eu am spus-o și domnului Baciu și am spus-o și tuturor. Ei apără 55% suprafață agricolă pământ și noi apărăm 99% oameni. Noi avem oamenii, ei au pământul. Da. Mă înțelegi de ce spun. Da, da. Acum să cine e cu bani aici. Da, cine are bani și cine nu are bani. Hai puțin să vedem ce se întâmplă. Și dacă ei respectă normele de mediu, că am auzit că nu prea s-au ocupat de perdele forestiere și de protecția forestieră. Deci trebuie să înceapă ca să... Nu. Bun. Eu sunt și în partea aia, că unul din verii mei face și cultură mare și îl înțeleg perfect și pe el. Deci suntem în familie toți, nu suntem dușmani. Deci eu am o familie și de-aia. Un minut de pauză, după care revenim cu ultima parte a discuției. Rămâneți cu noi.